Bun, salutare tuturor, numele meu este DS și astăzi, boșor, ne găsim episodul cu numărul 11. Ce vom face în acest mirobolant extraordinar episod? Păi, în primul rând, vedem că junior, oficial, de acum, gata. Hai să dăm frumos aici. Vedem că este strikerul nostru, tot 75 OBR. Păi, ok. Păi, în primul rând, boșor, au rămas să aducem aici o bandă de rezervă, Chidrana și căută aici. Și a rămas unul din acești mirobolanți extraordinari jucători. Să aducem pe cineva, nu știu dacă l-aduc pe Marvin, pentru că oricum este cel mai slab. E bine, dăm toți banii pe jucători free agent și clar și am mai bun pare de aici argentinianul Blanco, care Blanco are 26 de ani, sigur nu a ieșit din campionatul intern, are o viteză foarte bună, vedem că poate juca cămă sau rămă. Păi, la noi cred că mai mult o să fii rămă, nu știu cum, vei fi bandă de rezervă, te voi pune acolo să te antrenezi ca bandă de rezervă, cel mai important. În primul rând vreau să văd ce vrei să fii la noi, vreau să fii important, deci deja este o treabă foarte bună, avem aici un super transfer. 5 ani fără nicio clauză de rezilierii, fără absolut nimic și salariu, cred că ar vrea un salariu mai măricel, îi dau atâta și sper să nu se supere. Dacă se supără pe mine pentru un salariu atât, da, bine că nu s-a supărat, că putea să o facă. Hai să rămân un atâta cu atâta, cum vi se pare. Eu zic că un salariu destul de ok, 32.000. Hai la noi și sperăm să facă o treabă foarte bună. 74 OVR ca mijlocaș, e ok. Și de să te pun să te antrenezi, că deja cam s-au stabilit echipii, deja s-au cam luat numerele de pe tricouri. Numărul 14 l-a luat automat, e ok, rămâneți a 14, nu știu ce număr ai la echipă și nu o să mai stau să mai caut. Vedem că pentru rămât durează doar 2 săptămâni, ce pentru lâmă la fel, bă, știind că hai să-l punem totuși rămă, pentru că el o mai așa rămă, dar oricum s-ar putea ca să intre ca bandă pe partea opusă, culmea, pentru că Sorescu are mult, mult mai mult stamina. Îi dăm așa frumos mai în față și gata, ăsta a fost ultimul nostru transfer, mai avem doar 1 milion. Dacă stăm și ne uităm, vedem aici transferuri mari, boșuri, transferuri pe milioane, mamă, cum au vândut, au plecat și Ben Yedder, au plecat toți ăștia de la Monaco și tunea la te-a mai bătăica. În rest, vedem că nu au promovat, opa, au cumpărat de 14 milioane, transferuri foarte mari, boșilor. Opa, ce-s cu sumele astea atât de mari, vedem că cumpără lumea, nu se lasă. La OL, l-au cumpărat pe Man. Hai că chiar vreau să văd o chestie de curiozitate. Nu spui că este acel Man. Vreau să văd dacă este acel Man, boșilor. Nu știu cât de mulți de Man sunt aici și da, Man oficial va fi adversarul nostru. Man, gata. Man se pare că vine în Franța, avem și un Garcia pe partea el și Araui l-a adus. Iar noi, ce să zic, am cumpărat de 20 de milioane, am vândut de 18, dar am adus de jucători, ăștia i-au adus și pe Iovic, nu au vândut pariu absolut nimic, ceva obișnuit pentru ei, să nu vândă nimic, dar să cumpere în continuu. Boșilor, hai să-i dăm mai în față și să sperăm că jucăm foarte bine. Vedem acolo, uite aici, ofertă pentru Gapca, care Gapca încă nu o să fie dat, rămâne un camp de rezervă ceva la noi. Ne anunță că Omrani au mai crescut un punct în potențialul lui, dar cred că se va opri acolo, are un 73, dau la ghici, am nimerit. 73, mai mult de atât nu poate crește. Mirel, jucătorul sezonului numărul 1, vedem că a evoluat bine pe lângă Dan Petrescu la el acasă. Și urmează aici, boșilor, un mare meci cu echipă care se află la doar un punct din noi. Și sincer, hai că ăștia este echipă, asta este o echipă slabă, de fapt nu, hai să pregătim totuși echipa mai bine. Ca să fie treaba frumoasă, uite, îl băgăm aici și pe la la la, facem aici o schimbare, îl băgăm pe Omrani pentru care o vere mult mai mare. Mai las o leacă pe Hanin, dar meciul va juca Abdi clar. Păi și boșul, aceasta este echipa pe care o trimitem în atac, schimbări radicale nu sunt, dar încercăm să băgăm o echipă cât mai bună pentru o simulare împotriva echipei de pe locul 16, iar Omrani nu l-am băgat degeaba și cine... A, Omrani dublă, boșor. În prima ligă franceză, Parisul se încurcă din nou, boșor, în alt egal pentru Paris. Păi, Parisul nu prea joacă așa bine campionat, dar na, ei mi-au și meciuri de Champions League de jucat. Ofertă și pentru Djokovic. Păi, pe Djokovic l-ați dat mai pe orice sumă, mai ales când bătrânește în ultimul hal. Când să mai scăpăm așa din lot și deja gata. Blanco poate juca ca poziția lui principală să fie rămân și deja are 76. Iar în simulări, fiți clar că el va juca, îmi pare rău Sorescule, românașul nostru, dar avea nevoie de un om bun pe partea aia. Bine,
Doresc că ca mult mai bine, care stamina și mai bună și viteză, totul mai bun. Iar acum chiar n-are rost să jucăm cu o echipă care se află sub noi, plus că cu aceștia am mai jucat și surpriză mare ce să vedeți, i-am bătut. Am mai jucat. Niță! Niță-i portarul lor, ați văzut boșilor? Niță-i portarul lor și juniorul și om ranei reușesc acolo, dar Hanin se accidentează. Din păcate, bă, foarte bine. Niță nu prea apăra chiar atât de zeuț. Bă, se cam intră români în Franța. Sunt foarte mulți români în Franța. Zici că e viața reală. Vedem totuși Hanin. Se accidentează timp de 3 luni. Gata. Hanin, RB-ul nostru acolo reprofilat, se mută foarte bine și o ofertă de la Leeds United destul de bănoasă. Gap, ca s-ar putea cam să plece de acum. Bă, și-o vine din timp. Chit că va mai juca. În iarnă va pleca. Dar e bine și atâta, îi întreb dacă îmi dau totuși un 4,2 și zic băieții, da, am înțeles, înseamnă că l-am scos, a reușit să scoatem la un 4 milioane fix. Mulțumim Gap că ai fost un jucător extraordinar la noi, dar nu mai faci față, din păcate, o să rămâi rezerva noastră de camp și sperăm că ducem pe cineva mult mai bun. Păi boșilor, în primul rând, va intra Laura, schimbăm așa frumos, elegant, Omrani, știu că vă place vouă de Omrani, dar îl prefer pe Laura titular, care o viteză mult mai mare. Soresc în locul lui Blanco, mai ales că este și obosit. Laura, supăratul. Bă, și Moreira la fel. De ce sunteți supărați, mă, băieților? Nu vă place că sunteți titular și nu vă mai bag titular. Gata, am găsit soluția. Aici, ca RB de rezervă, va intra chiar jucătorul nostru. Deci de a să-i dăm șansa jucătorului nostru să mai crească în viteză, să mai facă ceva. Place foarte bine. Măcar ca rezervă, probabil are șansa să joace de acum ca noi, negroteiul ăsta, la care am zis că, bă, cred că mi-a luat țepa cu el. Cam așa va arăta banca noastră. Nu, e echipa de pe locul 11, boșilor, și probabil o să jucăm cu ei. Dar nici nu știu. După avem meci cu fosta echipa lui Tătărușanu. După aia iar meciuri ușoare. Păi, boșilor, avem două meciuri cu fosta promovată. Înseamnă că jucăm ceva. Iar va fi un episod în care va fi acțiune. A, vedem aici că fosta echipa lui Tătărușanu se află pe locul 15. Deci vom juca cu aceștia de pe locul 11, că după înfrângere, uitați boșilor cum arată, egal, înfrângere. Aici avem victorie, jucăm cu băieții de pe locul 11, că nu ne permitem să jucăm. După aia simulăm cu echipa de pe locul 15. E, apoi avem meci cu noile promovate, deci boșilor, clar în acest episod avem acțiune. Iar primul meci îl vom juca împotriva acestei echipe. Bă, cam după înfrângere, hai să mai jucăm și noi o leacă cu echipa asta de pe locul 11. Normal, dacă am fi fost piste, clar simulam acest match, pentru că este o echipă slabă, dar, boșilor, cât timp înfrângere, hai să urcăm echipa, hai să jucăm și pe ploaie, totul perfect, am înțeles, Radu aici o leacă încălzit și hai, boșilor, să facem puțin spectacol, nu știu cât de mult vom urca dacă reușim să-i batem pe băieții ăștia, dar, oricum, vom urca destul de mult în clasament în acest episod. Hăți acolo, bun. Dă mingea mai în față, bun. Hai, Mendoza aici și se duce Mendoza. Vedem acolo că Nisu se află pe locul 9, boșilor, echipul care noi a făcut egal, se pare, dar ce bar reușește acolo Hernandez, jucătorul nostru cu numărul 10. Dar direct în barul dat-o pe mijloc, nu altceva. Opa, acolo, un tackling bun. Mendoza înapoi la Alioschi, Alioschi din prima, nu se lasă și Hernandez are posibilitatea de a da și are revanșa, dar ai, l-a blocat bine acolo, a încercat să mă întorc cumva. Echipa asta e bunicică, boșilor, adică bine, e cam de nivelul nostru. Eu a scăpat acolo, dar portughezul s-a uitat după mingi, norocul nostru că nu a mai înaintat. Hai aici, Alioschi, te-a trimis după țigări, știu. Opa, grijă mare, dar bă, îmi place prea mult de cât bă, ăsta portughez adus aici liber de contract. Bă, e prea bun, nu știu, bă, îmi place prea mult de el, serios, deci depozitez la greu și nici n-are așa multă viteză, culmea. Simte acolo care ceva potențial și cred că l-a fost Orescu care o sărit atât de mult. O pas acolo, ho, cum o sări băiatul și o dă mai în față aici, hai, n-ai, nu a fost offside, frumos, lăurica noastră, cred, exact, Laura! Marchează boșul golul de 1-0 în sfârșit, gata, nu mai avem echipe bune, avem o perioadă în care ce se vede, jucăm împotriva echipelor slabe și trebuie să urcăm foarte, 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 foarte mult în clasament boșilor. Ăți acolo, bă, nu pot să cred, nu pot să... Cum au dat ăștia gol, frate? Ești, mă, cu cerebrarea ta cu tot. Cum a fost ăsta, mă, gol, mă? Deci s-a dat aici din greșeală, întoarcere și...
Am înțeles ce gol a luat Radu. Asta primului gol din liga, am înțeles. 1 la 1. Ab de aici, frumos, o dă lui Sorescu, Sorescu aici. Hai să vedem de ce îmi place mie de Sorescu. De ce îmi place mie de Sorescu, boșilor? De ce îmi place mie de Sorescu? Cât de aproape aici? Bă, ocazie mare, boșilor. Boșilor, de la acel gol nu prea mai fost atât de multe ocazii. Aici, totuși, Hernandez se înaintează el cumva. Și aștepta acolo să alerge cineva, dar se duce cumva Mendoza, Bușor. Se duce cumva Mendoza, Mendoza, la sigur te... Cum o băgat tackling-ul ăsta, am scudat la sigur, bă. Cred că mai bine ștam cu el, boșilor. Cred că mai bine clar ștam cu el. Și cu toate acestea, se pare că, spre ghinionul nostru, se termină prima repriză la 1 la 1. Chit că trebuia să avem măcar un 2 la 1 la cum am jucat. Dar mai avem o repriză, o repriză în care putem marca. Ăștia cred că au avut un singur șut pe poartă. Dacă nu mă așa, chiar vreau să mă uit de curiozitate. No, două șuturi, din care două pe poartă. Am înțeles. Totuși, este echipă de nivelul nostru, Bușor. De-aia și juca cu ei, v-am mai zis. Vine acolo. Hai, hai, o pasă bună. Mendoza, Mendoza, Mendoza. Joacă calm. Și aici, frumos. Hai, mă, cum l-o ghicit, mă. Îți, acolo. Am făcut moale. Dar i-am dat să dea pasă din prima și îmi place că nu am mai dat deloc pasă. Hai, Mendoza, Mendoza, nu... De ce o pierzi, Mendoza? Dă-o din prima frumos aici. Hai, sigur noi, sigur noi. Sigur noi. Aia zic, aia zic. Și de ce te-ai oprit? De care a fost acolo, Hernandez? Te-ai oprit, mâncatear răniții. Hai, ocazia noastră, boș, ocazia noastră. Hai aici, juniorul. Juniorul, juniorul, juniorul. Să vedem dacă reușești cumva să dea pasă cuiva. Iar Lăurica stă perfect și reușește golul de 2 la 1. Bine că n-am din astea 20, bine că l-am lăsat pe ăsta, că era să schimb. Ha, 2 la 1, boșilor. Și totuși, meci creuți, care mă bucur că l-am jucat și hai să facem și prima noastră schimbare. Va intra aici Blanco în locul lui Mendoza. Va intra și Omrani în locul cui, boșilor? În locul cui? Va intra în locul lui Laura și mai facem cu o schimbare în defensivă. Cred că îl vom scoate pe Abde și va intra brazilianu, parcă brazilian era dacă nu mă înșel. Facem toate schimbările imediat. Laura s-a bucurat, a marcat și a plecat. Totul bine frumos. Opa, acolo cum au scăpat băieții. Hai să vedem dacă te-am adus degeaba. Mamă, ce nume mica ai acolo trecut. Hai, jucătorul de la Academie. Bine acolo, perfect. Ai jucat cât ai jucat la noi. Ai jucat extraordinar de mult. Ți-ai luat imediat galben. Îți acolo nu apără Radu. Vai, ce emoții am avut. Am și tăcut, n-am mai zis nimic. Bine acolo, bine acolo. Hai. Depărtăm măcar mingea cumva să reușim. Hai, da, ce ocazie mare au avut băieți. Eram sigur că se duce gol. Aici n-aveți treabă. Vai, ce tackling prost și-o lasă galben. Dar n-am... M-am vrut să dau tackling la ăla cu... Am vrut să dau tackling la ăla care... Ai, îmi place. Îmi place. V-a plăcut, boșilor? V-a plăcut? Ați văzut faultul, da? Extraordinar. Aici, Radu, 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 Radu! O nimerit și colțul. 2 la 1. Bine aici. Hai, încă una. Sorescule, Sorescule, du-te, Sorescule. Sorescu, Sorescu. Sorescu, acolo. La Hernandez în offside, marchează, dar era offside. A, măcar bine că a dat mingea în poartă, mai trage și noi puțin de timp. Avem aici noul nostru transfer în acest episod, care reușește acolo o schemă frumoasă. Mergem puțin cu el, am înțeles, mai bine nu. Hai, du-te, 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 bagă viteză, bagă viteză aici. Opa, noul a dus! Bine, bă, băieții, cu tenglugurile alea, Blanaus. Bine acolo, încă una dacă se poate. Am ținut-o să dea la Omrani. Dacă nu vrea jocul să dea la Omrani, nu dă pas la Omrani. Am înțeles. Opa, acolo, tackling bun. Bine, Sorescu aici, Sorescu. Sorescu, dă-o acolo. Nu, nu, de ce ai pierdut-o, Sorescule? Am înțeles. Ultima lor fază, băieți, ultima lor fază. Hai, am și faultat acolo. Să nu se întâmple nimic. Și... Gata, boșilor, aia zic, 3 din 3 deocamdată și mai avem meciuri, mai avem încă două de simulat și probabil una de jucat.
Dar mai avem boșor bun, 2 la 1, meci destul de dificil, dar reușim o fază foarte frumoasă, Laura cu dubla, 5 șuturi în care 4 pe poartă au avut și băieții, vedem că va făcă cea mai slabă din noile promovate, vedem că face egal cu echipa care de-abia am simulat și noi, dar urmează aici un meci destul de dificil simulat, vedem că Petru Djokovic totuși s-au hotărât băieții să negociem, bă, Djokovic care nu prea joacă la noi, suma e de bani este, dar la 31 de ani să cer 2 milioane, cam ipocrizie din partea mea. Încerc una, un 1.75, vedem 1.75, nu? Pe Djokovic sper să faci acolo treaba extraordinară. Ai 31 de ani, dacă nu te vindeam acum nu mai făceam rost niciun bănuț pe tine. Avem aici, încă nu s-au hotărât, dar cam urmează să fie câteva plecări. Deci, nu știi, poate mai ce un jucător liber de contract. Dar totuși, avem aici un meci puțin mai dificil și trebuie să facem câteva schimbări, să băgăm o echipă mult mai bună. Vedem că Blanco 76 avea. Avem Boșor pe teren, o echipă foarte bună. Ei, vedem că s-au obosiți. Bă, s-au obosiți băieți, n-au șanse împotriva noastră. S-au obosiți, efectiv scoatem 2 la 2. Da! Bine, bine că n-am pierdut. Laura, și care mai era? Laura cu dubla, am înțeles. Băi, Boșor, avem aici meci cu ultima clasată, echipa care o termina, dacă nu mă șel, în Liga a doua pe locul 4. Acum înțeleg ce-au făcut egal cu meci, că ești penultimii clasați. Am înțeles, boșilor, meci împotriva ultimei clasate și apoi urmează un meci cu o nouă echipă care e tot la fel o promova și ea, după care echipa de pe locul 4 din către a apărut, dar pe noi nu ne interesează asta la momentul actual. Laura și Hernandez dublă, am dominat meciul. Abdi, perfect, a făcut și el 70 over și ne anunță că nu mai poate crește, îi ok. Gapca pleacă, Djokovic pleacă, vedem că Sorescu este convocat la națională, dar Ionuț Andrei Radu nu. Deci o ofertă boșor pentru un răbădea nostru, bă, primesc între atâta și atâta pe tine, te dau destul de ieftin, oricum vă că ești morocănos la noi la echipă. Eu vreau să cap de tine, crede-mă, dar să vor și... Aia, am înțeles, ești supărat pe mine, morocănosule. Vedem boșor că acum urmează un meci cu o nouă promovată care, băie, măcar sunt pe locul 17, adică nici măcar nu îs pe loc de baraj, un loc deasupra barajului. Din păcate noi o să cam încurcăm și probabil o să-i trimitem mai jos. Da, exact, Hernandez își ia și dă și gol, dă și galben imediat după care nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Nu ne deranjează chestia asta la momentul actual și se pare că tam. Urcăm în clasament ușor, ușor, dar la sigur. Iar acum, bă, băieților, noi, care suntem pe locul 8, este locul 8 foarte bine, ne batem cu echipa de pe locul 5, care au doar cu 2 puncte mai multe decât noi. Noi, care suntem față de campionă, la doar 7 puncte. Nu e chiar atât de dezastruos. Noi, de pe locul 8, la 7 puncte de locul 1, vedem că echipa care am simulat atunci și ne-a eliminat din cupă, suntem la chiar 5 puncte de ei. Bă, băieți, băi, cam ne apropiem, știți, adică locul 5 e loc de Europa League, bine, cu turneul cu alea, deci suntem la 2 puncte de Europa League, suntem la doar 4 puncte de loc spre Champions League, vom prinde un loc foarte frumos de Europa League, băgăm aici cea mai bună echipă pe care o putem trimite pe atac și îl prefer pe Aptip totuși pe partea asta care are ceva mai... Inițial mai multă viteză și cam așa va fi echipa. Moreira care vedem că nu prea mai gafează așa mult în ultimul timp, dar când place și de Moreira sau efectiv Leite face absolut toată treaba când place prea mult de el. Blanco va fi o rezervă de bandă. 82 pace-ul ăla nu... Uite, eu aș putea încerca o chestie, dar nu prea are șut Blanco, că aș putea să-l pun pe el cam sau ceva pe acolo, dar încă nu. Dar cu toate acestea, te interesează mult mai tare meciul, echipa lor nu prea recunosc chiar așa de mulți jucători, dar cu toate acestea fiind pe locul 5 după atâtea partidei, o echipă destul de bună, dar nu echipa clasică pe care o băgăm când jucăm noi, echipa cu care simulăm este diferită, Răducu de ceva timp are 78 OVR, nu știu dacă am zis asta pe clip, probabil s-a observat, dar cu toate acestea, trebuie să înaintăm elegant, frumos, în forță și haideți să avem grijă cu acest meci greu. N-avem nicio înfrângere în meciul ăsta, boșilor, și am simulat destul de mult. Avem, dacă nu mă știu, vreo 4 victorii și un egal. E ok. Acum mă gândeam oare ce titlul să pun la acest clip, la ce fază s-a întâmplat. Sincer, ar merita unul cu urcăm foarte mult în clasament, pentru că am urcat foarte mult în clasament. Din pe locul 18 vedem că suntem pe locul 8 la momentul actual și putem fi chiar mai sus, boșilor.
Păi, acolo, lei, te vedem acolo primele patru clasate. Monaco pe locul 3 boșilor și OM-ul care ne-o cam bătut în episodul trecut. Dar nu contează pentru că în acest episod, surpriză mare, să vedeți, am urcat extrem de mult în clasament. Și aici să avem grijă. Să avem grijă. Și dacă dădeam mai bine la Sorescu. Chiar asta să mă gândesc. Sorescu sau lui Laura. Se pare că am greșit pasa. Bun acolo. Hai. Sorescu, aia zic, aia zic Sorescule, aia zic Sorescule, aia zic. Baga cincea Sorescu, nu te lăsa. Bine acolo și Hernandez, aia îmi place mie a bușilor, 1 la 0. Bucurie mare băieților, hai cu locul ăla de Europa League. Episodul trecut eram cam supărat, acum vedem că ajungem să jucăm cu echipele slabe, deci foarte bine, forține bușilor. De-aia îl bag pe Sorescu titular boșor 91 pace, cred că chiar mai mult pace la momentul actual, cu stamina tot 90 ceva. E extraordinar. Ca să nu pap caca. 91, dar se comportă ca un jucător care avea 97 pace. Ca un 97 pace se comportă Sorescu. Boș, mamă! Nebunie pe chat! Aici, băieți, cu mare grijă, joacă pasele, tiki-taka, aici Mendoza, și liber l-au prins acolo pe băiat și reușește juniorul o bară. Încă o ocazie mare. Dar ceva am zice că cam bate, nu prea. Mai greu a fost primul meci boșor și erau pe locul 11. Din prea multe ori boșilor. Și aici, hăț. Hăț, juniorul! Ce-am încercat un gol frumos acolo. Hai, dar am încercat o fază frumoasă, vreți să vă mint saltat frumos, mamă, dar și asta la vinclu chiar că era un gol frumos, da. Opa, acolo, bine mă, băiatule. Hai, 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 aia zic, aia zic, aia zic, aia zic, aia zic. Hai acolo, mai în față, dă-o mă, băiatule, și juniorul, bă, cât aratare al lui junior, nu mai pun striker. Finishing. 75 finishing, se comportă de parcă avea 84 finishing. Se comportă de parcă avea 84 finishing, fraților. Băi, 84, băi, junioare. Hai să ne imaginăm că doare ghinion. Bun. Hai, aia zic, aia zic. Juniorule, îți dau ție oportunitatea, nu-ți mai dau nică că era ta destul. Laura! 2 la 0, bă, băieți. Cu lăurica noastră aici, nebunie. Păi, Parisul s-o cam trezit. Nu știu ce să vă zic. Am avut și meci cu ultimele clasate, dar Parisul s-o cam trezit. Să vă arăt aici de ce suntem în stare, boșilor. Ma, eleganță. Bine, acum am dat și un șmecher și tare, dar vedeți că pe 1 decembrie avem meci cu PSG-ul și aia un Neymar și un Mbappé, cred că ne vor rupe, da. Opa, aici, n-aveți treabă. Hai, 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 hai. Hai acolo, hai, Lăurica, hai, Lăurica. Tac, am încercat. Mamă, acolo de ce nu s-au dat penalti? Pe cum? Păi de ce nu au dat penalti? Păi fix... Oh, Lăurica! Mi-a zis că fix cum a intrat portarul ăsta, așa a intrat și Bargredean în meciul din Europa League. De ce nu s-au dat penalti? Ah. Îți acolo. Bă, prea bună, e prea bun, mă, s-o termina așa a doua prima repriză, pardon. Bă, da, prea bun, boșilor. Prea bun, vedem că noile promovate, cu excepția noastră, au acum meci. Echipa de pe locul, care era pe locul 17, îi câștigă, bate echipa de pe ultimul loc și măcar știm că, bă, din trei promovate, e bine de știu că măcar două o să rămână și în sezonul următor în Liga 1, cel mai probabil. Opa aici, opa, Hernandez, da. Cui dă pasă, Hernandez, la unul liber dacă tot. Și aici, Sorescu! Uauleu, Sorescule, tu știu de tine că ai 70 finalizare, nu-i problemă. Aoleu, cum a scăpat acolo. Hai, să aveți, bă, băieților, apărarea mea, apărarea mea, apărarea. Aia zic. Opa, bă, băieților, voi nu știți ce apărător avem. Bă, s-a deslănțuit omul aici în Franța. Băi, prea bun apărătorul ăsta, bă, băieților, bă. Aici, na, mai poate de lovitura asta liberă. Hai, uite, dacă bătea Budescu, poate era gol. Da, uite că mă comentez aiurea și chiar ne-a dat gol. Uite. Ne-a dat gol la negru. Hai, junior aici, junior, dă-o la Hernandez, chiar știe să marcheze Hernandez aici cu dubla, dacă nu mă înșel, Paris 35% posesie, eu vă zic sincer.
Eu nu joc la posesi, fraților. Da, Petrescu nu joacă la posesi, fraților. Dar în special DS, nu. Nu joc absolut deloc la posesi, se vede clar treaba asta, dar cu toate astea reușim să-i batem. Ce foarte bine aici, al patrulea gol doar pentru Hernandez, dar se puteau și mai multe. Ce aleargă aici, Mendoza, Mendoza. Bine că a alergat acolo frumos. Nu știu, nu știu ce caută Laura. A, bă, nu, nu era Laura. Am văzut numărul 7, dacă nu mă înșel. Laura, totuși aleargă acolo Laura. O pierd mingea, gata. Se duce acolo Sorescu, Sorescu. Un mic hands acolo, dacă mă întrebați. A, n-ați întrebat, a, bine, nu. Continuăm atunci, dacă n-ați întrebat. Pac, aici la Laura, doamnelor și... Bă, n-ai cum. I-a dat măcar acolo, cu, i-a dat Laura cu picior în față. Foarte bine acolo, foarte bine acolo, foarte bine acolo. Hai, Laura, deci te-ai dus-o la cam prostos. Vrei să te mint? Da, glumesc, glumesc, ești prea bun, ești prea bun. Da, cum m-am îndoit eu de tine, Laura, niciodată, îți jur. Minutul 82 aproape, boșilor, de fapt, chiar că minutul 82. Deja reușim o dublă, hai să mai facem niște schimbări pe aici, să mai băgăm și alt jucător. Aș băga, de fapt, nu, băgăm așa, îl schimbăm iar pe Mendoza, băgăm și pe Blanco. Și dacă mai schimbăm aici, mai băgăm Râbu ăsta nostru ca să mai joace Ciuleac. Vedem că acum Râbu se simte mai bine și are 68+5. Băi, cine e bun e pe Râbu ăsta meu? Bravo lui! Dar cu toate acestea bușuri, se pare că acest meci extraordinar se va încheia cu scorul de 4-1. Dan Petrescu face aici o super revenire bușilor. Dar să știți că urmează meciuri mult mai grele de acum încolo. Am avut meciuri cu ultimele clasate și acum trebuie să avem meciuri și mai importante. Bă, băieți, numele meu este Diez. Dacă v-a plăcut foarte mult acest episod, neapărat abonați-vă, clopoțelul activat, ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA, băieți, un clip nou în fiecare zi la ora 12. Bă, și dacă v-a plăcut, boșor, bă, loc de Europa League, aia zic, aia zic, loc de Europa League. Bine, o iem încă n-o jucat, de aia suntem. Dar locul 5 duce spre Europa League, deci este perfect. Bă, băi, dacă v-a plăcut acest episod, neapărat apăsați pe butonul de like și dacă sunteți acum pe premier, vă salut pe toți și intrați în comentarii să vă dau acolo câteva inimioare, bă, băieți. Suntem peste OM, peste All, suntem peste foarte multe echipe grele deocamdată, dar urmează meciuri mult mai grele. Paris FC, keep winning, Laura, cel mai bun marcator din Liga 1 de Franța și ce vedem, stai că nu văd, ce văd acolo, Denis Mann al patrulea cu 7 goluri, bine, Denis Mann, Denis Mann joacă, Denis Mann joacă, se pare, boșilor, este titular și marchează foarte multe goluri, nebunie de episod, bă, băieți, sper că v-a plăcut foarte mult și știți, vă salut pe toți, o zi să aveți o zi extraordinară, o zi foarte faină. Bă, băieți, o nebunie de episod. Sper să aveți o zi extraordinară, o zi foarte faină. Numele meu este Diez. Vă salut!